Potrivit studiului, indicele general măsurat de barometrul de încredere a consumatorului a atins o medie anuală de 28,6. Studiul mai arată că o treime dintre români spunea în decembrie că situația financiară a familiilor lor este mai dificilă decât în urmă cu 12 luni, în vreme ce 16% dintre locuitori credeau că aceasta este mai bună. Situația cunoaște o îmbunătățire față de finele anului trecut, când 44% din populație își vedea finanțele personale deficitare, comparativ cu 2013. În privința perspectivelor financiare, doar un sfert dintre cei chestionați au spus de-a lungul anului 2013 că acestea se vor înrăutăți, peste 21% fiind optimiști. Procentul celor care cred că situația bugetului va fi stabilă în viitor a crescut față de 2013, de la 43% la 47%. În decembrie 2014, percepția asupra evoluției inflației din ultimul an este mai bună decât în aceeași lună din 2013, informează documentul citat. Aproape 4 din 10 românii, potrivit barometrului, cred că prețurile au fost mai ridicate în comparație cu anul anterior, față de 67% care credeau același lucru în ultima lună a anului 2013. Perspectivele privind șomajul sunt mai bune decât în anii anteriori. Media pesimiștilor în 2014 se situează la 58% față de 66% în 2013 și 63% în 2012. Atunci când se referă la investițiile în bunuri de folosință îndelungată, numărul celor care considerau în decembrie că nu este un moment bun pentru realizarea acestora în viitorul apropiat este în scădere față de decembrie 2012, 49% dintre români afirmând că nu intenționează să cumpere un obiect important pentru locuință în următorul an, versus 52%, se mai spune în studiu. Potrivit acestuia, atitudinea față de economisire este relativ constantă, ca și în decembrie 2013, doar 20% dintre români considerând că este o perioadă propice pentru a pune banii deoparte, iar 59% spun că veniturile lor abia reușesc să le acopere cheltuielile curente. În același timp, însă, procentajul celor care care spun că au datorii este într-o ușoară scădere, situându-se la 16%, comparativ cu 19% în decembrie 2013 și 2012. Datele sunt reprezentative pentru populația României în vârstă de 15 ani și peste, eșantionul fiind de 1000 de persoane.